Ar fi trebuit să primim de la Uniunea Europeană tranșa a doua din Planul Național de Redresare și Reziliență de aproape 3 miliarde de euro. E o problemă de ceva pe energie. Sunt rezolvabile aceste probleme? Dacă nu sunt rezolvabile, pot fi transferate pentru anul viitor. Aici eu am înțeles că și Comisia înțelege și este mai flexibilă. Sigur, nu iei banii pentru chestiunea în suspensie. Da? Dar nu e vorba despre o sumă foarte mare. Deci tranșa a doua va veni. Sunt convins. Avem o problemă cu tranșa a treia. Aveți dreptate și aici sunt reformele cele mai dure în 2023. Legea pentru pensiilor speciale, care ar trebui să beneficieze de o lege până la finalul sesiunii, nu? Care e reformele în câteva săptămâni. Și sunt poate singurele reforme adevărate, reforma pensiilor speciale.